La Meteo ne spune ce facem cu ploaia și mai ales când vin căldurile atât de des anunțate. Neața, Ramona. Bună dimineața din nou tuturor! Păstrăm ritmul și astăzi, adică va fi în continuare foarte frig peste tot în țară, va continua să plouă, iar la munte va ninge. Vântul va sufla cu putere în mai toată țara, iar la munte va atinge 120-140 de km pe oră. Așadar, pe lângă codul galben care s-a extins și astăzi și în mai multe zone, vom avea și un cod portocaliu în Carpații de Curbură și meridionali, valabil până astăzi la ora 21. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade, dar cu acest vânt puternic vom avea impresia că este și mai frig. Mergem în Maramureș, unde vom avea parte de o nouă zi cu cer acoperit și precipitații însemnate cantitativ. Maxima zilei va fi de doar 12 grade atât în Baia Mare cât și în Satu Mare. În Crișana vom avea parte de vreme variată cu ploi slabe, dar și raze de soare. Maximele termice se vor încadra între 15 grade în Oradea și 17 grade în Arad. Ploile vor fi prezente astăzi și în Banat. Pe lângă precipitații vom avea și vânt destul de puternic, iar temperaturile nu vor depăși 15 grade în Reșița și 18 grade în Timișoara. În Oltenia, cerul va fi mai mult noros, dar șansele de ploaie vor fi reduse. Temperaturile maxime nu vor depăși 16 grade în Slatina și Craiova și 17 grade în Târgu Jiu. În centrul țării, în Transilvania, prima parte a zilei se anunță a fi ploioasă spre amiază, însă vom avea parte și de ceva raze de soare. Vântul va sufla puternic, iar în zona Carpaților meridionali va ajunge la viteze de 120-140 de km pe oră. Temperaturile vor fi sub normalul perioadei, astfel că maximele se vor încadra între 11 grade în Miercurea Ciuc și 16 grade în Deva. În Moldova ne așteaptă o primă parte a zilei cu ploi și vânt, dar spre amiază se vor mai liniști lucrurile și vom vedea și soarele. Maximele termice vor atinge valori de până la 12 grade în Suceava și 16 grade în Focșani, în Galați și în Vaslui. În Dobrogea vom avea vreme variată cu soare, dar și reprize de ploi torențiale. Temperatura maximă nu va depăși 15 grade nici în Constanța, nici în Tulcea. În Muntenia cerul va fi variabil, dar este posibil să plouă slab în jumătatea de est a teritoriului. În vest și nord, vântul va sufla cu putere, atingând la rafală 65 de km pe oră. Temperaturile de astăzi vor atinge valori de până la 16 grade în Pitești, Târgoviște, Slobozia și 18 grade în Giurgiu. În București vom avea un cer variabil, dar nu este exclus să și plouă slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 19 grade. La început de lună mai, cu vreme de toamnă, nu ne-am așteptat la aceste fenomene în această perioadă, dar rămânem cu gândul că atunci când vom putea ieși din case, va fi soare din plin. Cam atât despre vreme momentan, eu vă doresc o zi minunată. Băieți! Mulțumim tare mult, Ramona!